Disney, povești din colecția de aur, mașini, probleme cu tractoarele. După o zi lungă de antrenament, Fulger McQueen visa doar la odihnă. Voia să-și răcorească motorul și să se bucure de o bine meritată relaxare. Dar prietenul lui Bucșă avea alte planuri. Hai să speriem tractoarele, strigă el încântat. Se strecură încetişor printre mașinile care dormeau buștean și claxonă cât putu de tare. Titit, titit! Zăpăcite de somn, tractoarele se răsturnară pe roțile din spate. Probabil n-a fost o idee prea bună. Dacă se trezește Frank, se va înfuria teribil, îl avertiză Fulger pe Bucșă. Și chiar atunci se auzi un uruit de motor în depărtare. Ai încurcat-o, zise McQueen. Bucșă se grăbi să scape, dar combina înfuriată, Frank, se grăbi după el. Trecând prin poartă, lui Bucșă îi se agăță cârligul de gard și rupse o bucată din acesta. Combina se luă după cei doi. Aceștia ajunseră la noua pistă de curse și se ascunseră acolo. Frank nu îi observă și trecu mai departe. Când drumul fu liber, Fulger și Bucșă se întoarseră liniștiți acasă. Strada asta e așa de moale și umedă, observă Bucșă uitându-se la cauciucurile lui. Da, și cam lipicioasă, fu de acord și Fulger. O, nu, e asfalt proaspăt, strigă Fulger. Am uitat că azi a fost reparat drumul aici. McQueen începu să-și facă griji mari, uitându-se la urmele pe care le lăsaseră pe drum. Ei, nu cred că e așa de rău. Poate nu observă nimeni, încercă să înveselească Bucșă. Din păcate, a doua zi dimineață, Doc Hudson văzu urmele imediat și nu fu bucuros deloc. Eu și Bucșă am uitat că s-a turnat asfalt pe drumul către pista de curse, dar îl vom repara, spuse Fulger, plin de remușcări. Trebuie să te pregătești de concurs. Mă ocup eu de repararea drumului și tu antrenează-te, spuse Bucșă, agățându-se de Busy. Mulțumesc! Ești cel mai bun prieten pe care îl poate avea o mașină, răspunse McQueen recunoscător. Și până la sfârșitul zilei, drumul era ca nou. Bravo! Bravo, băieți! Îi lăudă Doc Hudson pe Bucșă. Dar mai am ceva de făcut pentru tine. Poți să-i repar gardul și lui Frank înainte să scape tractoarele? Bineînțeles, cu plăcere, răspunse Bucșă. Dar repararea gardului nu se dovedi deloc ușoară, iar camionul hotărâ să tragă un pui de somn înainte de a termina. Și pe când Bucșă dormea, tractoarele trecură fără probleme prin gardul rupt și apoi se risipiră care încotro. A doua zi de dimineață, Fulger se duse să vadă ce făcea Bucșă. Vai de mine! Unde au dispărut toate tractoarele? Întrebă el, uitându-se în jur. Nu sunt aici? Ca să vezi! Păi erau aici aseară! Se arătă surprins Bucșă. Ar fi bine să le strângem la loc înainte să facă probleme, zise McQueen. Dar era prea târziu. Tractoarele distruseseră drumul cel nou. Bucșă, le-ai dat tu drumul? Întrebă șeriful încruntându-se. Eu? Păi, nu, au ieșit singure, murmură Bucșă. Și ce ne facem acum? Se arătă îngrijorată Sally. Drumul ar fi trebuit să fie terminat pentru cursa de mașini. Bucșă se simțea îngrozitor. Știa că trebuie să facă ceva cu drumul înainte de sosirea mașinilor de curse. O să-l repar, spuse Bucșă, chiar dacă trebuie să lucrez toată noaptea. Dacă te ajut și eu, nu va trebui să lucrezi chiar toată noaptea, zise Fulger. Dar tu trebuie să te antrenezi pentru cursa de mâine, protestă Bucșă. Păi, e un antrenament destul de bun, dacă o trag eu pe Busy, zâmbi McQueen. A doua zi, tot felul de mașini apărură venind de departe sau mai de aproape. Toată lumea era entuziasmată.
și cel mai important, drumul către pista de curse era neted ca oglinda. Bucșă și Fulger chiar făcuseră o treabă bună. Toți prietenii lui Fulger apărură în tribune la start. Doar Bucșă mai lipsea. Prostuțul de Bucșă adusese toate tractoarele la cursă. Văzându-și prietenul, Fulger zâmbi și își porni motorul. O să câștigi, McQueen! Ceilalți concurenți o să-ți înghită gazele de șapament, strigă Bucșă. Când flutură steagul verde, Fulger demară și preluă repede conducerea cursei. Fulger McQueen se dovedi din nou cel mai bun. Prietenii se strânseră în jurul lui să-l felicite. Să o trag pe bezii chiar a fost cea mai bună încălzire, îi zise el lui Bucșă. Am adus tractoarele ca să-ți facem galerie, explică Bucșă. M-am gândit că așa pot să stau cu un ochi la ele și cu celălalt la cursă. Bucșă, ești un geniu și ai un simț al umorului deosebit, răspunse Fulger. Acum hai să ducem tractoarele înapoi până să-și dea seama Frank că au lipsit, zise Bucșă. Și apoi se întoarse spre tractoare. Atenție, toată lumea, urmați trofeul Lucios! Sfârșit! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!